Salut! Salut, dragilor! Hey, salut! Astăzi, unde mergem? Pentru prima dată în viața fetelor, mergem la... Circ! Au fost mică de la mare. Erai mică, nu înțelegeai și erai mică. Erai mică. Cabi. Da. Da. Cabi. Și eu la fel. Și eu o să uit. Eram. Dar tu nu erai. Da, s-ar putea să nu fost. Corect. Dar ca să mergem la circ de data asta, e un pic mai diferit. E regula celor de la circ? Cu un test? Facem test în fața lor. Da. Da. Așa că am luat două teste. Doar sperăm cu adulți. Noi sperăm să nu se aplice regula și la copii. Atunci nu o să mai stăm la circ. Adică nu vreau să stau să-i fac prea nici test. Le luăm la noi și sperăm să ne primească. Da. Hai. Gata? Aproape! Sus. Închidem ușa, apoi activăm alarmele. Mască pentru mine. Unde e masca ta? Am ajuns. Haideți, fetelor. Teste. Testele, testele, da. La mine testele. Hoba. Gata, mașină. Gata. Hai, mami. Asta? Bri, hai, în brațele la tati. Oh, servem și acolo. Da. Avem circul acolo. Cum ați făcut voi când l-ați văzut? Mara, am o bucurie. Nu vrei? Așa? Aia era. Hai. Eu credeam că e urât. Dar e fain. E fain? E aglomerat? Da. Am vorbit și se poate cu test. Da, dar de ce îmi trebuie și mie test? E sub 12 ani. Am intrat și facem teste. E prea cald aici. Da, da, tu ce? Să fie frig, de fapt e prea cald. Și suntem lângă ușă. Da, acolo. Hai, mi-ai desfăcut și mie? Acum ai desfăcut. Le facem noi și le arătăm rezultat sau cum? Cred că așa, nu? Nu știu. Trebuia să le aducem de acasă, făcut. Tu prima. Eu prima. Ai făcut. Prima dată. Le băgăm în astea. 1, 2, 3 și... Cum îi face? Gata. Acum. Acum, vezi și iei substanța. După ce i-a ajutat, bine. Deci se poate și cu salivă? Deci facem ăsta. Bleachii. Spune-mi 3 picături. Tata a pus mult mai multe. 3. Eu vreo 4-5 am pus. Și le lăsăm și așteptăm. Avem COVID. Avem COVID. Avem COVID. Da. Uite-l, ăsta e al meu? Ăsta e al meu. Ia-l, că trebuie să-l ai. Dovadă. Am sam și rezultatul. Ta-da! Ia-te-l, ia-te-l. Ia-te-l. Acum ne facem pungă. Și intrăm. La noi. Intră. Gata. Am găsit soluția să putem intra. Hai să luăm popcorn, să luăm chestii. Mara.
Du-te la poze. Hai, du-te și tu acolo. Hai, ia uite poza. Poza e un pic mișcată, fiindcă am fost și noi mișcați. Ia. Și avem o fană. Avem o fană. Care este? Dita unui domn de aici, care lucrează la circ, cu motocicleta, pe care l-ați văzut în bilă, dar te-ai tras un cadru cu bila. Te-am tras. Uite, uite. Uite. Bună seara. Salut. Aileen, încântată, Aileen, de mărat, batem cinci? Yay! Super, Aileen! Până să deschidem camera, a fost până joasă, după care a devenit timidă. Nu trebuie să fie rușine de cameră. Mai ales tatic tău e pe treză. Și gata? Gata! Gata cu circul! Îi găsiți și pe Facebook și pe Instagram, pe Circo Italiano Bonaccini. Acolo vedeți unde se află și puteți urmări spectacolele lor. Iar acum, afară plouă. Plouă! Și mergem spre casă. Da, haide. Deși așa îți doreai o ploaie pentru pământul nostru din curte, care este atât de uscat. Așa e. Hai, acasă! Acasă! Ce să filmăm un sketch? Ce să filmăm? Challenge! Un challenge! Un challenge, băi! Abia să se mănânc tort de Halloween! Uite, mâncă-mă-l-o! Tortul să-l învălăgim, să ne băgăm cura în ea. Stai, Teo, să închid alarma! Și ați uit! Ți-am... A fost super la circ! Mi-a plăcut. Că era încă le-a plăcut, fetele. Mie mi-a plăcut ăla care l-a stropit și ne-a dat cu mingea și la cu tobele. Marinarul. Mie mi-a plăcut cu tobele. Dar noi ne-am filmat asta. Dacă vreți să trăiți aceleași experiențe ca noi, mergeți la circ. Atenție! Pentru cârcotaș, nu mai sunt animale la circ. Pentru că mulți o să ne scrieți. Vă duceți la circ, acolo sunt animale chinuite. Nu mai există animale în circuri. Așa că mergeți la circ. Sunt acrobați care fac jumbuș lucruri pentru voi. Eu și de circ cu inima. Noi vă mulțumim că ne-ați vizionat. Eu mai vreau la circ, mai. Dacă v-a plăcut vlogul de astăzi, puneți-ne un mare like. Noi vă urăm o zi frumoasă în continuare. Iar până data viitoare vă spunem la revedere și v-am pupat. Pa, pa. Și pe tine, și pe tine.